Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă rubrică Mandat de primar. Astăzi ne aflăm în comuna Oituz, o comună foarte mare, o comună cu peste 8200 de locuitori, o comună în fruntea căreia se află domnul Gheorghe Bodea. Am venit în comuna Oituz pentru a vă prezenta dumneavoastră telespectatorilor, tuturor și celor care locuiesc în comuna Oituz, dar și cei care sunt din comuna Oituz, dar acum ne privesc de undeva din străinătate. Ne-am gândit să le prezentăm realizările din cei 4 ani, din 2016 până în 2020. Pentru acest lucru l-am invitat alături de noi pe domnul primar Gheorghe Bodea. Domnule primar, bine v-am găsit, vă mulțumim de invitație. Vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența. V-aș ruga să ne spuneți cum au trecut cei 4 ani. Cred că au trecut foarte repede, pentru că într-o comună atât de mare este foarte mult de lucru și dumneavoastră, într-adevăr, ați avut multe proiecte. Astăzi, pe parcursul emisiunii de astăzi, cu siguranță ne veți prezenta toate aceste proiecte. Aveți mare dreptate din punctul ăsta de vedere, comuna fiind foarte mare, întinsă peste 16 km, nu se poate face totul deodată. Am început să lucrez cu punctele vulnerabile și începem cu Părâu Săra să vă prezentăm câteva lucrări unde aveam totdeauna probleme de inundații. Începem din curbă de la Seciu, de unde am putut să facem lucrări de sus, de la curbă de la Seciu. Nu am făcut așa multe lucrări, că de-abia acum trebuie să primim drumul de la Ocolul Silvic, nefiind drumul nostru, nu putem face lucrări. O să vă prezentăm în prima fază un zid de apărare din curbă de la Seciu. Între timp o să vă prezentăm și alte lucrări, dar comuna fiind așa de mare, nu am putut să fac atât de mult cât mi-aș fi dorit. Cred că un mandat de primar ar trebui să fie de cel puțin 5 ani, să se poată realiza, că un proiect durează foarte mult, cel puțin 3 ani, și ca să realizezi tot ce ai proiectat într-un an de zile e prea puțin. Așa este, astăzi trebuie să le prezentăm telespectatorilor noștri, cetățenilor din comuna Oituz, și faptul că, exact ce spuneați vis-a-vis de drum, că nu aparținea UAT-ului și a trebuit să faceți acea documentație, sunt multe alte lucruri despre care cetățenii nu știu, pentru că nu au cum să cunoască aceste lucruri și tocmai astea duc la întârzierea unor proiecte. Dar ce să vorbim de un mandat de 5 ani, eu zic că un primar trebuie să aibă două mandate, așa că în următorul mandat încă vă așteaptă multă treabă. E adevărat, de asta m-a și făcut să particip din nou la concursul de primar, să pot să îmi duc la realizare toate proiectele care mi le-am propus. După cum vedeți, am ajuns la un nou obiectiv realizat pentru a elimina inundațiile și refacerea unui podeț cu amenajamentele de rigoare pentru a scăpa de problemele viiturilor în viitor. De aici o să trecem mai departe, pe același Părâu Sărat, unde am avut totdeauna probleme. La următoare obiective numai o să vi le filmăm, pentru că sunt foarte multe și n-aș vrea să vă umplu timpul cu aceste imagini, să pară că facem o publicitate. Vrem să vă arătăm realitatea. Vă mulțumim că ne urmăriți. Pot să vă arăt cum arăta înainte niște maluri de apărare, înainte de a face noi modernizarea, dar toată modernizarea degeaba o facem noi dacă nu avem și concursul locuitorilor comunei, care fac tot felul de improvizații, și am putea să vă arătăm în probleme care ne le creează populația, dar o să trecem peste asta. Sper cu timpul să le rezolvăm. Noi vă arătăm ce vrem să facem și să fie o comună modernă. În acest loc unde ne aflăm acum, pot să vă spun că locuitorii treceau prin vad și când venea apa mare nu puteau să ajungă la locuință și mașinile de la salubritate nu puteau să-și facă datoria să strângă gunoaiele, să avem o comună modernă.
De asemenea, am venit la podul Boacă, unde aveam totdeauna probleme. Am reușit să facem podul Boacă, dar după prima ploaie a reușit în aval de pod viitura să ia din taluz și atunci am fost nevoiți să facem din nou niște gabioane, să putem înlătura pagubile cetățenilor și o să vă arătăm și aceste gabioane și ziduri de apărare, unde am lărgit drumul cu aproape un metru pentru a putea înainta cu conducta, cu extinderea de gaz și canalizarea. Ne aflăm la o intersecție de drumuri, la drumul care este făcut cu fonduri europene. Să vedeți o imagine, asta este un drum cu fonduri europene de 5 km. Nu o să ne apucăm acum să vă arătăm toate astea. Ce pot să vă spun, că până în luna decembrie, toți cei 5 km făcute cu fonduri europene o să fie dați în primire la standardele cerute de fondurile europene. Ne aflăm în fața Căminului Cultural, care a fost, se construiește cu fonduri de la Compania Națională de Investiții. După cum vedeți, a început să fie la faza de finisaj, se face izolarea exterioară, înăuntru a început finisajele interioare, partea electrică este făcută, sper cât mai curând să avem un cămin frumos, unde o să ne desfășurăm programe artistice, întruniri cu cetățenii comune pentru a-și pune ofurile, să putem rezolva în viitorul mandat cât mai multe probleme ale comunității. Ne aflăm în zona școlii gimnaziale numărul 1, într-o zonă unde în fiecare an am avut probleme cu inundația la case și cu fonduri locale reușim să dirijăm apa pentru a înlătura cauzele și efectele inundațiilor. Tot în această zonă, cu fonduri locale, avem peste 3 km de asfaltare și canalizare pentru a nu mai inunda în zona Ciorbă.
Ne aflăm în satul Călcăi, care totdeauna a fost lovit de inundații, cu rupere de poduri, treceri de punți și în mandatul meu m-a pus la mare încercare podul mare și puntea de peste râul Oituz. Atunci am hotărât să fac un pod de, pentru mașini de 3,5 tone, care a durat mai mult decât mă așteptam eu. Oamenii și-au pierdut încrederea că o să se facă, dar după terminarea fazei de control de autorităților centrale, a început lucrările de turnare la picioare. Pot să vă spun despre picioarele din apă, au fost forate la 9,5 metri pentru a nu mai avea niciodată probleme. Tot în satul Oituz, în satul Călcăi, mă scuzați, s-a făcut o stradă de când eram eu copil, iarna nu se putea trece, era plină de gheață, de zăpadă, am făcut cu țeavă corudată o canalizare pentru apele pluviale, unde acum nu mai sunt probleme și o să lasă să filmeze podul, care sper într-o lună, o lună jumate să se termine și după aceea să începem asfaltarea de la pod până spre comuna, spre Oituz, la podul de la Hățman. Marea provocare a fost acest pod de la Domocoș, care a fost luat de ape și a trebuit să facem un proiect adecvat solului cu studiu geologic, unde a trebuit să forăm 11,5 metri în sare pentru a fi siguri că nu o să mai fie luat de ape niciodată. Tot vorbind despre poduri, n-aș vrea să vă plictisesc cu toate podurile, să le vedeți. Cred că suntem oameni de cuvânt, dar pot să vă spun că am făcut la Poiana Sărată, în punctul Cernica, un pod unde erau inundații, am făcut la Cotul Morii, la Hârja, un pod, urmează la Hârja să asfaltăm două poduri care avem probleme cu ele. Am făcut pe Hățman pod, am făcut la margină două poduri și în zona Cataram un alt pod unde aveam probleme cu inundații. Am făcut foarte multe canalizări, regularizări de torență și sper în timp să putem să eliminăm toate zonele de risc de inundație. Ne aflăm în zona Fierăstrău, cam în dreptul domnului profesor Butucaru, la o intersecție cu domnul Butucaru, unde se ramifică două străzi. Pot să spun că în satul Fierăstrău a fost gaz, conductă de gaz băgată de 15 ani, dar mi-a trebuit 3 ani de zile să pot să dau la ANR să se aprobe distribuția. În această zonă am reușit să facem și o extindere de gaz și cu fonduri locale am reușit să facem și o asfaltare. Pentru edificare aș vrea un cetățean al acestui sat să zică câteva cuvinte. Ce părere are despre asta? Domnul profesor, dacă aveți câteva cuvinte. Da. Bună ziua! Am așteptat mult timp să vedem și noi asfaltul pe ulița noastră. Ulița, am numit-o ulița armenească, fiindcă armenii au trecut pe la noi. Am fost foarte bucuroși, fiindcă nu ne mai neca praful când treceau mașinile pe aici.
și aceasta datorită primăriei, în frunte cu domnul primar Bodea Gheorghi, care îi mulțumim din inimă, atât eu cât și cetățenii, și mai ales că au proiecte destul de serioase de a asfalta toate ulițile, atât din satul Ferăstrău cât și din Oituz. Din Oituz aproape majoritatea sunt asfaltate. Este un revenient destul de important acest lucru pentru noi, faptul că atât canalizarea care s-a făcut cu responsabilitate și orice îndrumare care a stat în atenția noastră a fost faptul că am colucrat cu primăria și ne-au ascultat întotdeauna doleanțele. Am dorit ca în continuare să-l sprijinim pe domnul primar și în alegerile următoare, deoarece este un om cu multă inițiativă, perseverent și ne ascultă doleanțele noastre. Vă mulțumim! Aș putea să vă vorbesc mult mai multe despre proiectele făcute, dar vă vorbesc despre proiecte implementate prin PNDL. Suntem în fața dispensarului medical din Oituz, care vedeți și dumneavoastră în ce fază se află. Termeni de finalizare sunt aproape 2 ani, dar sperăm anul ăsta să se termine, să se acopere, să rămână în toată iarna finisajele, ca la anul spre finele primăverii să putem să-l utilăm. Acest dispensar o să aibă 3 cabinete medicale cu WC-uri, cu săli de sterilizare, sală pentru gunoi, selectiv, plus camere pentru doctor, de relaxare, de odihnă și documente. Tot despre fonduri prin PNDL putem să vă spunem că grădinița de peste vale este câștigată licitația, maxim în 3 săptămâni începe lucrările, și grădinița de la Poiana Sărată, care trebuie făcut din nou o nouă licitație, deoarece s-au schimbat niște în interior ceva proiecte și a crescut valoarea cu peste 300.000, și atunci legea te obligă să faci o nouă licitație. Cam astea sunt în mare obiectivele pe care intru în anul viitor, dacă cu asentimentul dumneavoastră o să fiu ales sau o să merg în continuare. E adevărat că pe toată lumea nu pot să o mulțumesc, dar astea sunt obiectivele, nu vreau să mă laud că o să fac sau nu fac. Eu v-am vorbit exact ce am făcut și ce vreau să fac, că la toate am obiectivele studii de fezabilitate, cum ar fi modernizarea apă, dezmembrare bazinele de apă și de la tornator pentru a putea face modernizarea, deoarece studiile le avem, canalizarea la fel avem făcut studiul de fezabilitate, urmează să vedem de unde găsim fonduri, prin ce metodă găsim fonduri europene, fonduri PNDL3 sau fonduri locale sau chiar împrumuturi pentru a putea să avem toate utilitățile necesare. Și după aceea o să reușim să plătim și datoriile.
Dragi cetățeni ai Comunei Uituz, iată-ne la finalul acestei emisiuni. Trebuie să vă spun totuși că noi, echipa noastră, l-a luat prin surprindere pe domnul primar Bodea, pentru că dumnealui este un om foarte modest, un om care, deși face multe lucruri, nu ar vrea să se laude, așa cum spune dânsul. Dar noi spunem că nu este vorba de laudă, este vorba de lucru bine făcut, un lucru, toate aceste proiecte pe care le-a început și pe care vrea să le ducă, pe unele dintre ele le va duce la capăt, bineînțeles, în viitorul mandat, cu sprijinul dumneavoastră. Până atunci, multă sănătate tuturor și să ne revedem de fiecare dată cu vești bune aici în Comuna Uituz.